Florentina Stoica se afla la volanul unui autoturism marca Opel, iar pe scaunul din dreapta se afla o prietenă de-a ei în vârstă de 19 ani. La ieșirea din satul Smârdan, imediat ce drumul asfaltat s-a terminat, tânăra a apăsat pedala de accelerație prea tare, cu gândul să nu rămână în urma convoiului. Deși fusese sfătuită să nu conducă cu viteză, Florentina, care tocmai își luase permisul de conducere de 2 luni, nu a ținut cont de asta. Ea a pierdut controlul mașinii, a lovit un plop de pe marginea drumului și s-a răsturnat cu mașina de câteva ori pe un drum de piatră. Impactul a fost foarte puternic, iar rănile suferite i-au curmat viața. Conducătoarea auto în vârstă de 18 ani a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autovehiculului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un pom marginal. Din accident a rezultat decesul acesteia, precum și rănirea gravă a pasagerii aflată pe locul din dreapta față. Era la un unde și a venit cu mireasă, ce s-a întâmplat? Da, a venit cu mireasă, ne-am salutat bună bună și... Și după aia ce ai auzit? După aia am ieșit afară și mi-a zis un băiat, un prieten, că bă, a murit Flori. Care Florin? Flori din Văcărească, așa, așa. A făcut accident. Și mi-a dat seama cine e. Șoferița a murit pe loc, iar cealaltă tânără care o însoțea, în vârstă de 19 ani, are fractură deschisă la picior. Tânăra a fost scoasă din mașină de un nuntaș și transportată la spitalul județean. Tânăra a suferit o contuzie toraco-abdominală și o fractură de maleolă internă. În acest moment, pacienta este stabilă hemodinamic și respirator, conștientă, însă medicii au hotărât ca aceasta să rămână internată pe secția ortopedie, deoarece va fi supusă unei intervenții chirurgicale. Poliția și un procuror criminalist urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier. Ultima fotografie postată pe Facebook de Florentina este un selfie în care apare și prietena ei, rănită în accident, cu câteva ore înainte de cumplita tragedie. Sub imaginea cu chipurile senine ale domnișoarelor este o fotografie însoțită de mesajul: paradisul pe pământ nu trebuie găsit, el trebuie creat.